Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Vom vorbi astăzi despre Sfânta Cruce și despre lucrarea și puterea ei în lume. Sfânta și de viață dătătoare a Cruce este semnul nostru al creștinilor. Puterea ei constă în faptul că a servit drept altar de jertfă pentru Mântuitorul nostru, care s-a jertfit pentru mântuirea lumii. De aceea noi nu ne închinăm materiei din care este făcută o cruce, ci ori de câte ori sărutăm acest simbol sau ne însemnăm cu el, ne aducem aminte de biruința Mântuitorului Hristos în fața morții și a păcatului. Acesta este și motivul pentru care în toate slujbele bisericii și în toate rugăciunile este prezentă și crucea. Și tot din acest motiv, Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că nimeni să nu se rușineze de cruce, simbolul sfânt al mântuirii noastre, capul bunătăților pentru care trăim și pentru care suntem. Ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur să o purtăm ca o cunună. Prin cruce se săvârșesc toate cele ale noastre. Dacă trebuie să te naști din nou, crucea este alături. Dacă trebuie să te hrănești cu hrana aceea tainică, dacă trebuie să te hirotonești, dacă trebuie să faci orice, pretutindeni este alături de noi crucea, semnul biruinței. De aceea o scriem cu multă râvnă și pe case și pe ziduri și pe ferestre, pe frunte și în cugetul nostru. Crucea este semnul mântuirii noastre, al libertății noastre obștești, al blândeții stăpânului nostru care s-a adus ca un miel spre junghiere. Crucea lui Hristos, dragi ascultători, înseamnă iubire. Mai mult decât atât, ea ne arată dragostea lui Dumnezeu față de noi. Hristos, fără de păcat fiind, suferă pe cruce pentru păcatele noastre. Sfântul Apostol Pavel spune: pe cel ce n-a cunoscut păcat, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să ne facem dreptatea lui Dumnezeu prin trânsul. Cu rănile lui v-ați vindecat, adaugă Sfântul Petru. Cu alte cuvinte, Fiul este trimis la ai săi din lume pe care i-a iubit până la capăt, citim în Evanghelia după Ioan. De altfel, aici se și descoperă ființa ultimă a iubirii. Nimeni nu are mai mare dragoste ca aceasta decât ca viața să-și o pună pentru prietenii săi, spune Mântuitorul Hristos. Aceasta este esența jertfei, a crucii Domnului și rațiunea ei de a fi în același timp iubire. Prin ea se împlinesc și dreptatea dumnezeiască, dar și sfințirea noastră. Pe cruce, conform spuselor psalmistului David, mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Trebuie să știm, dragi ascultători, că lucrarea Sfintei Cruci în lume nu s-a încheiat odată cu răstignirea Mântuitorului Hristos. Ea nu a fost numai atunci armă împotriva diavolului, ci acest semn va fi până la sfârșitul veacurilor arma cu care putem înfrânge puterea satanei. De aceea, revenind la cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, putem spune alături de el ca nimeni să nu se rușineze de cruce. Pentru că ne întreabă și Origen: de ce se tem demonii? De ce tremură? Și ne răspunde tot el: desigur, de crucea lui Hristos, care le-a despuiat domniile și puterile lor le-a dat în vileag. Iată-i deci cuprinși de frică și de cutremur când văd semnul crucii înfipt temeinic în noi și măreția celor brațe pe care Domnul le-a întins pe cruce, după ce spune: în toată vremea am întins mâinile mele spre acest popor necredincios și fățarnic. Ei nu se vor teme și spaima nu-i va cuprinde decât dacă văd în fine această cruce a lui Hristos și dacă puteți spune: mie să nu-mi fie a mă lăuda fără numai în crucea Domnului meu Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume.
Mulți au impresia că însemnarea cu semnul Sfintei Cruci este o superstiție, însă nu este așa. Și nu trebuie să ne rușinăm atunci când simțim nevoia să facem o cruce, atunci când trecem pe lângă o biserică sau chiar când ne aflăm într-un impas oarecare. Puterea acestei însemnări nu constă în gestul pe care îl facem, ci în însăși jertfa Mântuitorului. De aceea Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea despre Mântuitorul Hristos că pătimea dumnezeiește, căci suferea de bună voie, deoarece nu era simplu om, și săvârșea minuni omenește, căci le săvârșea prin trup, deoarece nu era Dumnezeu dezvăluit. Așa încât patimile sunt minunate și înnoite prin puterea dumnezeiască a naturii celui ce pătimea, iar minunile pătimite fiind împlinite prin puterea pătimitoare a trupului celui ce le săvârșea. Observăm, dragi ascultători, faptul că jertfa Mântuitorului a fost și este un fapt real care a dus la eliberarea noastră de sub robia păcatului. Cu atât mai mult, Sfânta Cruce este o realitate, este mijlocul prin care Hristos s-a jertfit. El, care era fără de păcat, a luat asupra sa ființa noastră pentru a suferi pentru greșelile noastre. Prin jertfa sa, Mântuitorul Hristos ne-a întărit și ne întărește și astăzi pe noi împotriva patimilor de tot felul. În tratatul despre întruparea cuvântului, Sfântul Atanasie cel Mare ne dă un argument solid asupra faptului că prin cruce putem birui stăpânirea morții și a diavolului. Iată ce spunea Sfântul Părinte. Despre faptul că moartea a fost nimicită și crucea a adus biruința asupra ei și că ea nu mai are putere, ci e ea însăși moartă cu adevărat, Hristos ne dă o dovadă și un temei vădit de credință, și aceea că toți ucenicii lui au disprețuit-o și toți pornesc spre ea și nu se mai tem de ea, ci o calcă în picioare ca moartă fiind prin semnul crucii și prin credința în Hristos. Părintele Stăniloae explica aceste cuvinte, dragi ascultători, spunând faptul că creștinii își fac semnul crucii pentru că prin ea cred că vor învia și ei cum a înviat Hristos. În crucea lui Hristos e puterea pentru înviere și viața de veci, când e însușită spiritual prin semnul ei făcut asupra noastră. Prin cruce se transcende moartea și stricăciunea legate de lumea văzută. Prin ea ne unim cu Hristos care a purtat-o spre înviere. De ce totuși trebuie să ne însemnăm cu semnul crucii așa de des? Poate că s-a ridicat în mintea dumneavoastră această întrebare. La ea ne răspunde Sfântul Atanasie cel Mare, care spune următoarele. Moartea este călcată prin semnul crucii și prin credința în Hristos. Venind crucea, s-a desființat toată slujirea la idol și cu semnul acesta s-a alungat toată nălucirea demonilor. Numai lui Hristos îi se aduce prin ea închinare, iar prin el este cunoscut Tatăl. Cei care se împotrivesc ei sunt rușinați, căci dacă ea schimbă sufletele celor ce se împotrivesc ei în chip nevăzut, în fiecare zi, ceea ce se poate spune către ei pe drept cuvânt, acesta nu e lucru omenesc, ci mărturisește mai degrabă că cel ce s-a suit pe cruce e cuvântul lui Dumnezeu și Mântuitorul. Mie mi se pare, spunea Sfântul Atanasie, că ei suferă ceva asemănător celui ce ar bârfi soarele când e acoperit de nor, dar se minunează de lumina lui când vede că toată zidirea e luminată de el. Dar dacă e frumoasă lumina, cu mult mai frumos e soarele, pricinuitorul luminii. Tot așa, dacă e un lucru dumnezeiesc a umple toată lumea de cunoștința lui, pricinuitorul acestei fapte trebuie să fie numai decât Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, dragi ascultători, puterea Sfintei Cruci aduce un mare prejudiciu diavolului. Îi amintim practic ceea ce a suferit el atunci când prin cruce Mântuitorul a sfârâmat încuietorile iadului. Acest semn îl va înfricoșa până la sfârșitul veacurilor, iar nouă ne va da puterea de a călca peste toate ispitele și atacurile lui.
De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă: când îți faci semnul crucii, gândește-te atunci la tot ce s-a petrecut pe cruce și stinge mânia și toate celelalte patim din tine. Când îți faci semnul crucii, umple-ți fruntea cu multă îndrăznire, fă-ți liber sufletul. Dragi ascultători, aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și în final vă invit să meditați la cuvintele Sfântului Atanasie cel Mare: unde se face semnul crucii, răutatea nu mai are nicio putere.